Keratoconjunctivitasica este o boală foarte frecventă la câine, prezintă patru faze de evoluție, de debut, de opacizare, de vascularizație și pigmentație și, din păcate, pacientul pierde vederea. Singura combinație de medicamente care redă vederea pacientului nostru, îndepărtând pigmentația, vascularizația și opacizarea, este tacrolimusul. Îl folosim atât sub formă de colir, cât și sub formă de gel și, ca o regulă generală, trebuie să administrez întâi colirul și, ca să pot să fac din tratament o joacă, ridic căpșorul animalului, îl mângâi și administrez prin fanta palpebrală întredeschisă colirul. Una, două picături. Combinația de care vă spuneam, de tacrolimus colir și gel, merge cel mai bine, cu toate că pe piață și de-a lungul vremii au fost extrem de multe forme medicamentoase. Ciclosporina, sub formă, există produsul Optimun, este o concentrație mult prea mică și nu merge. Dacă folosesc lacrime artificiale, pot folosi când este faza de debut și cornea mea este transparentă, dar testul Schirmer este scăzut, dar de îndată ce există la pacientul respectiv o opacizare corneană, vascularizație și pigmentație, trebuie să mă străduiesc să îndepărtez această pigmentație. După ce administrez colirul, administrez protopicul sau tacrolimusul gel și în Facultatea de Medicină Veterinară în curând vom deschide un laborator de receptură. Acest gel cu tacrolimus, unguent cu tacrolimus, îl pot administra ușor cu ajutorul unei branule pe care o introduc în fundul de sac conjunctival superior, urmată de masaj. De 2-3 ori pe zi, tacrolimus gel, tacrolimus colir, este cel care este eficient în SICA.